are icoană, dar conduce cu o mână, cu alta vorbește la telefon. Da, până am urmărit toată istoria. Vorbește la telefon. A treia oară vorbește la telefon. Și pasageri fără măști aveți în spate. E care două prigă de patru. Și să facem la pasageri și mai spui tu un lucru. Zic că nu e nicio lege ca să îi impunem. Da, măcar să le spuneți, le amintiți, să încercați. Că le-am spus. Da, dar eu dacă credeam porcă, vieși o frea că n-am și zici unul eu. Da, aveți dreptul să faceți așa ceva? De ce nu sunteți dumneavoastră? Om. Om. Aveți voie să scrieți? Sigur că da, scrie în Constituție, se numește libertate de exprimare. Dar ați văzut în Facebook care au postat și o mănâncă pușcărie, au postat în Facebook? Nu știu în ce țară, poate în Rusia, poate în Iran. Nu aveți voie să faceți așa ceva. Bine că are el voie să meargă telefonul la urechi, să ne pună viața în pericol sau ce e fără mască în spate. Sau ce e în spate fără mască, să ne pună viața în pericol. Nu aveți voie să faceți, că nu aveți, nu sunteți la procurator. Se numește libertate de exprimare. Păzește, Boji, care e coană și gata, nu trebuie să respecte reguli.
deci vorbești până la telefon. De trei ore ai vorbit la telefon. Ne transmitem autobusul. De te vorbie cu alt șofier, vorbie că se plăși ori. Greșit și ilegal. O întrebăm unde, că noi trebuie să transmitem autobusul. Это не стило, конечно, от слова. Pe ruta 23, numărul 863, 863, K
КРЗ.